studiu care își propune să înțeleagă impactul avut în condițiile spațiale simulate, microgravitație, asupra ritualurilor de expresie genetică la oameni, a relevat că acestea perturbă într-adevăr expresia genetică la oameni. Cercetătorii au descoperit că atunci când condițiile spațiale simulate sunt realizate printr-o perioadă de 60 de zile de odihnă la pat, acestea afectează procesarea informațiilor în genele umane, care produc proteine și molecule de ARN. Studiul a fost motivat de o creștere în zborurile spațiale, cu tot mai mulți astronauți care întreprind expediții în spațiu. Acest studiu unic reprezintă cel mai mare set de date longitudinal de expresie genetică în serii temporale la oameni, a declarat autorul principal, Simon Archer, profesor de biologie moleculară a somnului la Universitatea din Surrey, Regatul Unit. Expresia genetică umană variază ritmic pe parcursul zilei de 24 de ore și este important să colectăm date în serii temporale, în loc să luăm în considerare doar puncte de timp unice, pentru a obține o imagine completă a ceea ce se întâmplă în corp atunci când este expus la microgravitație simulată, a adăugat el. Studiul efectuat de Universitatea din Surrey a evaluat modelele de expresie genetică în 24 de ore în diferite faze ale studiului, inclusiv bază, odihnă la pat și recuperare a astronauților. Echipa a descoperit că 91 dintre aceste expresii genetice au fost afectate de protocol cu perturbări semnificative ale modelelor ritmice. Acest lucru afectează în continuare procesarea biologică a corpului uman, de la traducerea proteinelor, la răspunsul imunitar, inflamație și funcția musculară. În timpul recuperării, aspectele funcției musculare întrerupte au fost restaurate, indicând o recuperare parțială, dar subiecții au continuat să experimenteze consecințe durabile în traducerea proteinelor. Acest lucru a indicat că influența microgravitației simulate asupra expresiei genetice a continuat să persiste la participanți chiar și după ce s-au întors la condițiile normale.